Povestea gemenelor de 4 ani care riscă să ajungă într-un centru de plasament a impresionat o țară întreagă. Am primit sute de mesaje și de apeluri din partea telespectatorilor care vor să sară în ajutorul celor două surori. Astăzi este un moment extrem de important pentru că părinții vor decide ce se va întâmpla cu cele mici. Așadar, în câteva momente, mama copilelor va veni în platou să discute față în față cu fostul ei iubit. Alături de mine sunt colegii noștri, Mara Bănică și Sorin Ovidiu Bălan. Bine ați revenit! Bună seara! Iar acum îi voi invita în platou pe cei în mâinile cărora stă destinul surorilor gemene. Tatăl acestora, Vasile Nițu, și străbunica lor, Ecaterina Nițu. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Termina. Bună seara! Cât de departe să-mi duc dragostea, ce faceți? Bine. M-am văzut fetițele. Una grăsună și una slăbuță. Da. Dar sunt superbe, sunt foarte vioaie, amândouă sunt foarte vioaie, chiar dacă una e mai slăbuță și una e mai grăsuță, cum spuneați. Se întâmplă la gemeni. Și eu știu gemeni de unui băiat și al altui fată. Da, dar eu am înțeles că ele oricum nu sunt, au fost în placente diferite, spuneați, și că s-au născut prematur la câte săptămâni? La 7 luni. Și au stat și în incubator. Au stat și ei la incubator. Iată, deci startul lor în viață din prima a fost cumva, cumva mai greluț. Ele au fost încercate încă din prima secundă a vieții. Și se pare că, iată, și la 4 ani încă sunt în această situație, care nu e deloc fericită pentru niciunii dintre ei. Ce faceți, bunica? Străbunica. Străbunica, binișor, să crească și strănepoatele. Ce s-a mai întâmplat de ieri până astăzi, Vasile? Te-a sunat lumea? Ai intrat în legătură? Am sunat pe câteva persoane care erau mai aproape, că care sunt departe, n-am cum să-i duc la ei, că erau în Constanța și n-au răspuns. Vreo 3 persoane. Era una la mine acolo în zonă. Singura care am vorbit e care mi-a dat doamna Mara. Am înțeles. De la Ploiești. Eu zic să mai insistăm. Mai încerc și mâine, da. Ce a zis doamna? Doamna a zis că dacă e să-i duc la ea, da, nu-i duc la ea. Dacă poate să vină, a zis că mai vorbim. Am înțeles. Doamna. E, noi am avea nevoie acum de, poate și de câteva lucruri, câteva... Astea le are copiii. Le au deja, spui, da? Deci tu spui că ai nevoie de ajutor, în sensul că nu știi ce vei face cu ele, străbunica nu doar mai poate. Doar să găsesc să stea cu ele, atâta. Vrei pe cineva care să vină la tine acasă? În București, da? Și să stea cu fetele cât stai tu la serviciu, pentru că nu vrei ca ele să ajungă la stat. Nu. Da, situația este, vă dați seama, extrem de complicată. Fetițele sunt extrem de vesele, ca orice copil. Se bucură, erau cu acadea acum în guriță, râd la toată lumea. Niște fetițe de 4 ani, vesele, sănătoase, care au nevoie de atenție și care au nevoie de afecțiune. Vreau să vă întreb dacă voi v-ați întâlnit cu mama? Nu. Nu v-ați întâlnit? A venit de ceva timp. A venit să vadă și ea fetițele. Și n-a venit să vadă? Nici nu a venit acolo să vadă fetițele. Cum? Deci mama fetelor, care este undeva în culise, n-a venit să-și vadă fetițele știind că sunt aici? Da. Păi de ce? Păi nu știu, întrebați-o. Hai să o întrebăm. Flori o să ni se alăture în timp scurt și chiar aș vrea să o întreb. Dacă ea știe că fetițele au fost și ieri și vin și azi aici, că n-au cu cine să stea, din moment ce tatăl și străbunica sunt la noi, e clar că au luat și fetițele. Păi nu, la modul că n-are cu cine să le lase acasă. Tocmai de aceea le aduce la platou. Cum de n-a venit mama lor să-și vadă copiii? Când le-a văzut ultima oară? Acum 3 săptămâni. Când a plecat. 3 săptămâni. Duminica, merge pe a patra săptămână, săptămâna asta. Dar atunci nici nu le-a văzut. Tu știai că Floria este aici, nu? Da, știam că trebuie să vină și ea. Și am auzit că a venit mai devreme, dar nu a venit să-și vadă fetele. N-are niciun stres de copii. Totuși, de ce crezi că a răspuns invitației? Adică de ce crezi că a venit aici? Nu știu, dar de ce nu a venit măcar să-și vadă copiii, dacă tot a venit aici și zice că e mamă de copii? Bine, poate fi, acum nu mă dau de partea ei, Doamne ferește, dar poate să fie pentru un om care n-a călcat niciodată într-o televiziune. Bun. Poate să existe o emoție, poate să existe, adică sunt multe, multe motive. Eu am înțeles treaba asta, dar e copiii tăi, nu poți să vii să-i vezi 2 minute, după 3 săptămâni. Nu e de ce n-a venit să-i vadă azi, că oricum e logic, o să-i vadă la un moment dat. De ce n-a venit în cele 3 săptămâni? Asta te-aș înțelege, dar nu acuza că de ce n-a venit azi. Ți-am spus, pot să fie multe motive. Așa păi uite, care vine prima oară într-o televiziune, poate să fie, nu știu. Te lovește așa o emoție de nici copii. Mă, Sorine, nu asta. De ce n-a venit 3 săptămâni? Azi ca azi.
știi? Păi uite, o să le întrebăm, pentru că sunt alături de noi și Flori, dar și mama ei, adică bunica maternă a copilelor, cea de care spunea Vali că ea se bagă și că ea a stricat foarte multe lucruri. Vor sta cu spatele, așa au ales, au dorit să le protejăm identitatea. Bună seara, Flori, și bună seara, mama lui Flori. Da. În primul rând, de ce v-ați dori să stați cu spatele? De ce vă temeți? Nu vrem să fim filmată. Am înțeles, dar ați făcut ceva rău sau reprobabil? Nu, dar nu dorim. De ce să-și arate fața? Flori, de ce ești supărată? E obosită. Nu am dormit. Lăsați pe ea, lăsați-o pe ea, că e fată mare. Flori, ia zi. Nu am dormit. Ai fost de pază? Nu, momentan. Momentan nu. Ai o măsea umflată? Nu pare. Nu. Ești ok? Dacă sunt pansată, că nu a putut să-mi scoată nervul, că trebuie să-i aduc un film. Dar spune-mi, te rog, n-ai fost să-ți vezi fetițele? Sunt aici la câțiva metri de tine. Unde stăm, cu chirie? Nu, aici. Aici. Fetițele tale sunt într-o cameră mai în spate. Tu nu le-ai văzut? Da, nu le-am văzut. Nu le-ai văzut? Nu. Dar nu, eu le-am auzit din cabină, adică mă macheam... Deci n-ai cerut reporterului care ai vorbit? Dar nu am știut că a venit, nu mi s-a spus nimic. Dar n-ai cum să nu le auzi, că ele se joacă pe hol, râd, aleargă. Am ieșit eu din cabină să le cunosc. Da. Nu înțeles. Bun, deci sunt aici ca să știi. De când nu ți-ai văzut fetițele? De 3 săptămâni. Și nu ți-e dor de ele? Ba da. Și cum ai de gând să rezolvăm situația asta? Doamna, eu i-am spus dânsului să le aducă și să dea și bani, că copiii acum, deci nu mănâncă frunze. Logic. De când ai zis să le aduc? Deci eu vorbesc acum. Deci de când ai zis să le aduc? Dar seara, după ce ai văzut la emisiune. Dacă vorbești unul, o să ies. Că te rog frumos, bani. Vorbește unul. Doamna mamă de Flori, să lăsăm un pic pe ei, că n-ați fost acolo când au făcut fetele, sau poate ați Doamnă fost. Doamnă, dânsul să vorbească în cazul când să nu mai vină acasă la 5 dimineața cu sticluța, da? Copiii nu te cunosc, te-a văzut toată acum. Lumea, du-te la toată lumea. De ce plângea fetele? Unde e tati? Când unde a plâns tati? Fetele? Nu mai minți treburile astea. Am martor, băiețași. De ce n-aveți curaj să vă arătați la față? Stați cu spatele pentru ce? Nu pentru copii? Tăi, deci te arăți mama la față. Mea lucrează undeva și nu trebuie să o vadă chiar toată țara. În calitate de avocat. Are niște neamuri, deci nu suntem păi, chiar da, așa. Dar am înțeles, dar dacă tu știi că tatăl lor este un tată irresponsabil, da, care vine la 5 dimineața cu sticluța și violent, de ce îți lași fetele tale în prezența lui și pleci? Vă rog. Deci, dânsul m-a dat afară și mi-a rupt și actele de muncă ca să mai mă duc la muncă și el a spus să plec. De și poliția. De ce mi-e treaba asta? Poliția a sesizat. Du-te și să plec. Adu pe toți. Domnul, poliția ți-a spus să pleci fără copii? Nu mai minți aici, că ești prea mincinoasă. Nu fără copii. Frumos. Doamnă, dacă îmi puteți face o precizare. Da. Cum adică v-a rupt actele de muncă să nu vă mai puteți duce la muncă? Păi da, le-am și le-ai rupt tu? Nu, dar cum adică ce v-a rupt? Certificatul legitimația la copil rupt. E certificatul la copil rupt. Ce acte? Cum adică v-au rupt actele de muncă de n-ați mai putut merge la muncă? Nu am spus că nu am putut să merg la muncă. Deci păi adinea ure așa a spus. Vreți să dăm banda înapoi? Da, probabil că am greșit. Mă scuzați că n-am decât 3 ore de somn. Dar ce ai făcut azi noapte? Că mine mă doare mă somn. Sunt doamnă, pentru că eu când am auzit că certificatul tatăl... În ce a constat, doamnă, faptul că v-a rupt actele și dumneavoastră n-ați mai putut merge la muncă? Ce acte v-a rupt? Deci eu nu am precizat că nu am putut să merg la muncă din cauza că a rupt dânsul actele. Deci le-a făcut am așa, înțeles, am înțeles noi greșit. Am dat 5 milioane. Și de ce n-ați mai mers la muncă? Ce erau, documente medicale, ce anume? Nu, sunt actele mele, diplomele mele, nu știu de ce a pus dânsul. Fără ele nu puteți merge la muncă. Dacă-ți rupte de mine, certificatul la fete, e acasă. Da, tot rupt de tine, acel polțișor care mi-a spus și doamna trimită și certificatul rupt. Să știți că și certificatul rupt și alea de... Punctul zero, iertați-mă, cu acte, cu neacte, cu mână ruptă, cu măsea scoasă, cu dânsul violent, cu sticluța la 5 dimineața, în cu jocurile, mea, cu n-aduce pare foarte bani. Bine că ați venit, pentru că ieri poate la telefon... Da, am înțeles foarte bine. Ieri că... Nu, vă scuz, eu pot să înțeleg foarte bine. Înțeleg omul care n-a apărut la televizor niciodată, de-aia va cu circunstanțe. Întrebarea mea de părinte, uitându-mă în ochii dumneavoastră, îmi pare rău că nu vă pot privi și telespectatorii, sunteți o mamă tânără frumoasă și cu o mamă la fel de tânără lângă dumneavoastră. Doamnă,
e unul nebun cu care Dumnezeu ți-a dat doi copii, i-ai făcut, ziceți că ați vrut să-i avortați, hai să ștergem asta, da, că pentru că nu îmi spuneți, pentru că eu când aud chestia asta nebunesc, nu vă rog. De ce? Vi-a dat, i-ați făcut, i-ați strâns în brațe, i-ați născut, domnul, nu mai suntem prieteni. Vă bătea, era bețiv, v-a distrus actele, viața a fost un chin, ați scăpat de un nenorocit. Și lăsați două mândrețe de copil, pruncii dumneavoastră din burta și sângele dumneavoastră cu un nenorocit în casă? Nu le luați pe amândouă și plecați la mama sau unde vedeați cu ochii? Eu aici mi se oprește, raționamentul meu funcționează de partea noastră până în momentul ăsta în care ați ales să plecați singură. El, dacă era nenorocit, le ducea deja. El, în schimb, și-a chemat bunica, străbunica fetelor, să-i aibă grijă de fete, să poată să se ducă la muncă, adică înțelegeți că sunt două adevăruri diferite. De ce ați plecat dumneavoastră? Muncă, adică lasă-le încolo de acte, Sorine. De ce ați plecat fără copile? Da. Asta vreau să știu. Nu vă arunc nimeni de actele. Stai-mă puțin, Sorin. Stai, mă, că nu înțeleg cu actele astea. Ce ne spune, doamna, dar e mai important, doamna, de ce ați plecat fără micuțe? Pentru că în acel moment dânsul m-a bătut. Nu, doamna, nu am înțeles. Detector de minciuni, că nu mă înțeleg, să mă ierte Dumnezeu. Că eu m-am pus să doamna, am înțeles că v-am bătut și dumneavoastră, de frică, ați plecat și ați lăsat copii. Domnul zice că nu. Da, și am spus să-mi aducă copii. Eu sunt de partea doamnei. Când ai spus aseară? Ieri, nu, așa, mesajele bătălui. Deci dacă mai vorbești, eu plec acasă. Da, păi, dar copiii nu îți dau semnătură să-i dai la niciun copil, că eu i-am crescut, eu cu părinții avem și marcuri. Doamna, cum ați ales dumneavoastră ca atunci când să partajați copiii? Întrebați-l de ce a plecat atâtea ori două luni. Lăsați că vă întreb pe dumneavoastră. 2600 de euro? Mai lasă Irlanda, eu vorbesc când ai părăsit casa. N-am părăsit nicio casă. Ori, da, când dacă l-ați dat pe drum afară la 12 noaptea? Când i-a spus că sunteți de acord să luați nu, asta nu mai fi tare în gură, că tot degeaba. Doamnă, ca mamă de gemen. Știi foarte bine, dar știți cine sunteți. Știi foarte bine ce ai făcut. Asta e a treia oară. Ambele părți, adică tatăl și mama, în eventualitatea unui detector de minciuni, de care noi dispunem aici, nu noi aici. Colaborăm cu niște instituții care sunt avizate de poliție. Da, doamne, avem curaj să ne ce la detectorul un pic, de minciuni. Eu vorbesc cu mama și cu tata. Ați fi dispusă să-l faceți? Adică... Doamnă, știți ce? Dați-mi 5 minute. Dânsa de ce să bagă? Pentru ce anume? Lăsați-o pe ea un pic. Eu cred, nici măcar... Nu, vă rog, vă rog. Deoarece vă crește copiii, de exemplu. Da, deci doamna se bagă... Doamna, nu crește de 3 săptămâni. A schimbat vreodată un pampers? Eu atâta o întreb. A spălat vreodată vreo hăinuță? Dar tu ești maică sa, nu ea. Adică de ce? Bagă. Mama păi pentru că ți le crește de 3 săptămâni și tu ai plecat. Să se bage pentru că deci are voie. Participa câți la orice a schimbat maica ta? La orice ce avem bagă. Stați un pic, vă rog. Dacă din două femei tinere ca voi, dacă din două femei tinere ca voi, niciuna n-a putut să ia fetele astea și le-ați lăsat aici. Stai, doamna, că de 3 săptămâni. Și cam de cât trebuie? Și trebuie de zile. Băi, deci de 3 săptămâni. Stați un pic așa, știți de ce i-am lăsat? Ca să văd și eu dacă este în stare, dar văd că nu e. Dar tu ce faceți cu copiii? Doamne, înțeleg că viața dumneavoastră a fost o probă toată. Da. Primul bărbat a dat o bară un nenorocit, cu al doilea bărbat a dat o bară un nenorocit. Dar cum a plecat? I-a și lăsat de probă. Cum a plecat? Ce probe mai aveți de când? I-a lăsat și copilul primului, soția a lăsat primul. Stai un pic, Sorin! Dar nu, lasă-mă tu pe mine un pic. Vreau să termin ideea. Termină tu atunci. Doamnă, tot de probă vroiați să luați doar un singur copil din doi gemeni? Să vedeți cum stau gemenii singuri. Eu am spus această vorbă separat? Și deci eu am spus această vorbă și recunosc că n-am sau de ce n-am să înțeles noi iarăși că vă durea moseaua. Eu stați un pic. Eu vreau să înțeleg, să vă spun ceva. Pe mine mă interesează acum mai puțin cine minte, cine nu minte, cine a lovit, cine a încasat, cine a venit cu sticluța, cine a plecat când a adus bani în casă. Pe mine mă interesează care e soluția voastră în momentul ăsta, momentul zero. Deci ați venit cu toții în față în față, așa cum n-ați mai fost de ceva vreme. Față în spate, doamnele stau cu spatele. Nu, față în față, da, doamnele cu spatele. Da, ei trebuie să fie față în față. Pe mine mă interesează care e soluția. Deci ce facem cu fetele? Fetele astea nu trebuie să ajungă la stat și nu trebuie despărțite. Fetele va veni la mine. Când? Eu am decis de la început. Dar păi, tu când? Da, stai. Să da, păi banii. Ieri ai zis că vrei un nu mănâncă frunze. Da. Ai plecat atâtea ori de acasă și n-ai dat un leu. Am dat. Am bonuri și avem la tot martori, ce vrei. Martorii poți să-i plătești oricând. Ieri